Dragii mei, am revenit și din câte îmi spun băieții din regie și cu un telefon, să spunem alo, bună seara. Alo? Bună seara. Bună seara. Vă ascultăm. Sunteți foarte drăguță. Și dumneavoastră. Faceți o emisiune foarte frumoasă. Mulțumim. Îmi place toți cântăreții care aveți. Vreau să îi salut pe toți și pe domnul Dascăl sau cum așa. Bună seara. Pe toți sunt niște frumoși. Pe Claudița, care e la orgă. Mulțumesc. Să fii sănătoasă, Claudița, și să mergi mai departe. Și Claudița. Și din partea prietenii, Mirica Titina, pentru Dumitra Vlase, multă sănătate, fericire, la mulți ani. Mulțumesc la fel și ție. De la toți prietenii. Vă mulțumim și vă iubim pe toți. Și noi mulțumim. Să țineți tot așa. Bine, la revedere, sănătate. Mulțumim de telefon, doamnă. Bună seara, mulțumim. Așadar, dragii mei, aveți fani în oraș, de ce nu și pe la Brăila? Și voiam să mai citesc un mesaj care a venit la mine pe telefon din partea unei prietene comune, Carmen Teodoraș. Cu felicitări pentru emisiune, vă pup și pe dumneavoastră, dar și pe Cristi Mateciuc. Vă îmbrățișează cu drag Carmen Teodorașcu. Mulțumim, Carmen, de mesaj și să spunem alo, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Să rămână doamna Tonu! Bună seara, domnul! Mă numesc Puțiteacă Pănuță din Galați. Bine ați venit la noi în emisiune! Da, să știți că eu... Pe calea undelor! ...la dumneavoastră emisiune mai des. Așa. Eu nu sunt acolo, eu, deci eu nu văd, eu am intrat. Vreau să transmit la domnul Mihai Trifan, la mulți ani pe calea asta a dumneavoastră, că împlinește o frumoasă vârstă astăzi. La mulți ani și din partea noastră și îl așteptăm la noi în emisiune, dar nu mai știu nimic de el. Da, chiar vă rog să-l mai chemați, că n-am mai fost de mult. Nu mai știu nimic de Mihai, dacă aveți posibilitatea, spuneți-i să mă sune. Da. Și eu o să-l invit, cu mare drag. Bine, doamne. Vreau pentru că el cântă foarte frumos. Melodie pentru domnul Trifan Mihai din ziua lui. O să-i dedicăm cu drag toată această emisiune și toate cântecele interpreților care în această seară sunt alături de mine și de dumneavoastră. Mulțumim, să rămână. Sănătate, mulțumim și noi de telefon. Ne întoarcem, dragii mei, și voiam să fac un anunț. Fundația Viitorul Speranței organizează un spectacol în Comuna Zăvoaia, un caz umanitar, județul Brăila. Organizator doamna Dumitrica Cârlan, duminică, orele 16, o să fim acolo la spectacol, pe data de 4-11. La acest spectacol suntem invitați atât eu cât și Carmen Teodorașcu, Cristi Mateciuc, din câte știu, da. Mi s-a transmis. Și aș dori cu mare drag ca această inițiativă să fie urmată și de alți oameni cu suflet pentru cei care au nevoie de sprijinul nostru și al dumneavoastră în principiu. Vreau să invit în continuare pe Bogdan Vrânceanu să ne interpreteze alte două cântece frumoase aduse special pentru dumneavoastră. Thank you.
Când vin obosit acasă, la 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 la, iute mă pune la masă, la 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 la, scoate și o cană cu vin, la 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 la, și mă alintă puțin, la 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 la. Femeia sfințește locul, în prag îți vine norocul, casa e înfloritoare și viața frumoasă tare. Sfințește locul, în prag îți vine norocul, casa e înfloritoare și viața frumoasă tare. Nevasta o voi iubi, la 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 la, că e sufletelul meu, la 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 la, pentru ea muncesc mereu, la 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 la. Femeia sfințește locul, în prag îți vine norocul, casa e înfloritoare și viața frumoasă tare. Nevasta sfințește locul, în prag îți vine norocul, casa e înfloritoare și viața frumoasă tare. Dragi prieteni, oameni buni, astăzi eu vreau să vă spun în lume despre familia mea. Mult mă mai mândresc cu ea. Dragi prieteni, oameni buni, astăzi eu vreau să vă spun în lume despre familia mea. Mult mă mai mândresc cu ea. Când cu toată inima pentru familia mea. Dacă este sărbătoare sau orice aniversare, ne întâlnim cu micul mare. Când cu toată inima pentru familia mea, pentru familia mea. Dacă este sărbătoare sau orice aniversare, ne întâlnim cu micul mare. Șoșolo! Mai bună în astă lume, stai familia cu tine, frații, de-ți e bine sau ți-e greu, toți se află în jurul tău. Cei mai bună în astă lume, stai familia cu tine, frații, de-ți e bine sau ți-e greu, toți se află în jurul tău. Când cu toată inima pentru familie, sau orice aniversare, ne întâlnim cu micul mare. Când cu toată inima pentru familia mea, pentru familia mea. Dacă este sărbătoare sau orice aniversare, ne întâlnim cu micul mare. Socrul meu face grătarul, hai tată, umple-n paharul, tată, cu vin bun al de al tău, de care ai avut mereu. Tu, nevasta mea drăguță, pune de mămăliguță dragă, că avem un safir la masă, familia cea frumoasă. Când cu
toată inima pentru familia mea, pentru familia mea. Dacă este sărbătoare sau orice aniversare, ne întâlnim cu micu mare. Cânt cu toată inima pentru familia mea, pentru familia mea. Dacă este sărbătoare sau orice aniversare, ne întâlnim cu micu mare. Mulțumesc, Bogdan. Vreau să vă încurc și mă tot uit să nu-ți spun Cristi. Nu-i problem. Și să spunem și alu, bună seara. Bună seara. Bună seara. Bună seara, doamna Tonu, să rămâinile. Bună seara. Vasile Codreanu sunt. Bine ați revenit, domnul Codreanu. Da, dar vreau să vă felicit din nou și să felicit soliștii care i-ați adus în această seară. Știți că noi aveam o vorbă, toți sunt bine veniți, toți sunt frumoși, dar gălățele noștri sunt mai aproape de sufletul nostru. Da, cu siguranță, da. Sunt mai aproape, da. Da. Aș vrea să-i felicit pentru melodiile și pentru seara care ne oferă astăzi, pentru că cântă foarte frumos și am rămas în fața televizoarelor. Ne ține cu ochii la televizor. Și mai ales să-l felicit pe Cristi. Te salut, Cristi. Salutări, trebuie să ne întâlnim. Cred că ți-am purtat noroc atunci cu ansamblul Colindătorii. Că am văzut la câteva emisiuni ale posturilor locale și chiar m-am bucurat. Te-am purtat noroc. Și mai ales acum am auzit că ai plecat și afară de granițele județului și sper că ne-ai reprezentat cu cinste. Și ne face cinste cu un gălățean, merge mai departe și cântă și în alte localități, la alte festivaluri sau adunări populare. Toate sunt de bun augur și toate reprezintă ceva pentru Galați. Și mai ales am auzit la doamna Vasilica că o să mergeți și duminică la acest gest umanitar care este foarte, foarte, foarte dureros. Că așa se întâmplă în viață, chiar și cu doamna Dumitra când spunea despre fiul dumneaei. Așa este, oamenii sunt generoși și trebuie să facem un acest gest de caritate, acest gest frumos, să ajutăm pe cineva atunci când putem. Și bunăvoință se poate, cred că se poate. Da, pentru că toți ne sprijinim unii pe alții în momentul în care avem necazuri și probleme și acest copil, am înțeles că are doar 6 luni și are probleme, da. Nu-i se dezvoltă creierul și doamna care se ocupă de acest spectacol, doamna Dumitrica Cărlan de la Viitorul Speranței, m-a rugat și pe mine să merg să prezint spectacolul și să susțin acolo un recital. Știți că vă felicit aceste lucruri. Știți că eu în fiecare dată câte 2 euro, de câte ori dă televiziunea, aici mă refer, la televiziune când dă ceva pentru 2 euro. 2 euro nu-i mult dacă rupem de la fiecare 2 euro, să ajutăm pe cineva care într-adevăr este în suferință. Așa este, da, foarte bine, doamna Tonu. Mulțumim de telefon, domnul Codreanu. Și eu vă mulțumesc în seara asta. Aș vrea pe Cristi să-l întreb dacă poate să-mi cânte în seara asta melodia Asta e viața mea, atât de mult mi-a plăcut melodia aia. Da, o să fie și... Mulțumesc! O să fie, cu dedicație specială pentru voi toți de la ansamblu și de ce nu, poate ne vom întâlni curând. Da, cu siguranță. Eu ți-am promis că atunci când o să avem nevoie, noi vrem să fie alături de noi cu Aurică Totolici, da. Cu mare drag. Da. Mulțumesc, o seară bună în continuare, bună seara, mulțumim. Mulțumim de telefon și dumneavoastră la fel. Dragii mei, aș vrea să invit în continuare pe Cristi Mateciuc să vă interpreteze 3 cântece frumoase și aș vrea să îl întreb cum vede el publicul în momentul în care este aplaudat, când stă pe scenă și cântă. Publicul nu prea îl vedem din cauza reflectoarelor de multe ori, dar aplauzele chiar se aud și sunt binevenite și te încălzesc. Și îți dau putere să mergi mai departe? Cu siguranță asta se întâmplă. Tu ești la început de drum? N-aș putea spune că sunt chiar la început. La început de drum mai mult cu muzica populară, pentru că am mai lucrat și în teatru și acolo am cântat muzică ușoară. La teatru, un teatru particular, teatru de varietăți Galați și aici... Dumnezeu să-l ierte pe Gheorghe Cioacă, el era șeful nostru și cred că el a fost cel care mi-a insuflat așa vântul ăsta către artă mai mult. Și e foarte bine. Și de acolo de sus el te privește și se bucură pentru că probabil ți-a că dat da, această și sigur, idee. Cu siguranță se bucură. Nu știa că voi cocheta și cu muzica populară, eu cântând doar muzică ușoară acolo, dar
Niciodată nu se răspunde niciodată. Da. Iar acum, dragii mei, vreau să-l invit din nou în fața dumneavoastră, dar să spunem întâi, alo, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara, vă auzim! Da, mă numesc Aneta. Bună seara, doamnă, da, sau domnișoară. Da, aș dori și o dedicație muzicală. Cu mare drag. Pentru mama mea aș dori. Da, cum se numește? Optiți? Cum se numește mama? Săftica. Doamna Săftica, cu da, un anumit prilej, împlinește anii. Am plinit anii. Am plinit. Niciodată nu e târziu să-i oferim un dar muzical din partea fiicei, nu? Da. Aș vrea din doamna Dumitra, dacă ar putea să-i dedice o melodie. Foarte mult îi plac melodiile doamnei. În momentul în care o să îi revină rândul să vă cânte, cu siguranță vi le dedică doamna Dumitra. Da, mulțumesc mult! Și noi mulțumim de telefon, o seară plăcută! Păi atunci să dedicăm și noi toate piesele din această seară, și toate, fără dedicații speciale, colegilor mei de la Spitalul Județean și, de ce nu, nouă, familiilor noastre. Îi vorbeam care are emoții. Și eu aș vrea să dedic această seară minunată unui grup de medici unde am interpretat, am susținut un recital miercuri seară și vreau să-i salut, să le doresc mult, mult succes, sănătate și toate cele bune. Au fost în medie 30 de medici, printre care și din București. Și să spunem alo, bună seara! Alo! Alo! Bună seara! Alo, Sărmână, bună seara! Bună seara! Sunt un fan de-a lui Dumitra! Un fan de-a doamnei Dumitra! Sunt bun prieten de familie! Sunt dedici o melodie frumoasă, plăcută așa, pentru toată familia, pentru cartierul nostru, din Miclo 13, din 38, de unde stăm noi! Cu siguranță o să vă dedice. Doamna Dumitra este cam emotivă. Și următoarele piese pe care le mai are în program, cu drag pentru dumneavoastră, locuitorii din acel cartier. Alo, vă mulțumesc, ori merge televizor, ori nu ne înțelegem la audio, bine? Ori ați dat televizorul prea tare. E, televizorul e tare, suntem mulți prieteni, mulți fani de-a ei. Aici mă bucur. Merge bine, să-i transmitem, măcar să ne aud. Doamna Dumitra, vă rog să vorbiți la telefon, să vă asculte. Vă auzim. Bine, mulțumim de telefon și cu drag toate cântecele din această seară. Iar în continuare vreau să-l invit, după cum spuneam, pe Cristi Mateciu cu trei piese frumoase aduse special pentru dumneavoastră. Tinerea, ea mai toarnă-mi-o ulcea, o ulcea plină cu vin, cam la inimă venit. De când ai venit în sat, eu într-un am stat beat. Nu știu ce mi-ai fi făcut, că înainte n-am băut. De când ai venit în sat, eu într-un am stat beat. Nu știu ce mi-ai fi făcut, că înainte n-am băut. Și tu o ulcea și vino la masa mea, s-am cu cine vorbi, până cana mi-o-i goli. De când ai venit în sat, eu într-un am stat beat. Nu știu ce mi-ai fi făcut, că înainte n-am băut. De când ai venit în sat, eu într-un am stat beat. Nu știu ce mi-ai fi făcut, că înainte n-am băut.
când în sat ai venit, eu acasă n-am mai dormit. De când te-am văzut pe tine, să beau într-una un vine. Dar mi-e frică de-o-i mai bea, că până în zor îi sta. Și mai las pentru de seară, cam să vin la tine iară. Și mi-e frică de-o-i mai bea, că până în zor îi sta. Și mai las pentru de seară, cam să vin la tine iară. Vine seara ca să plec, cu mândra să mă petrec. Să beau vin și să beau bere și să uit de cele rele. Vine seara ca să plec, cu mândra să mă petrec. Să beau vin și să beau bere și să uit de cele rele. Asta-i viața mea, mie-mi place așa. Voi cânta mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. Asta-i viața mea, mie-mi place așa. Voi cânta mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. Să te strâng mândră în brațe până se face dimineață. Și-apoi iarăși până-n zori să nu uiți ce înseamnă dor. Să te strâng mândră în brațe până se face dimineață. Și-apoi iarăși până-n zori să nu uiți ce înseamnă dor. Asta-i viața mea, mie-mi place așa. Voi cânta mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. Asta-i viața mea, mie-mi place așa. Voi cânta mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. Să trăiești cu omul care-l iubești, că în lume dragostea e frumoasă, nu e rea. Bine în lume să trăiești cu omul care-l iubești, că în lume dragostea e frumoasă, nu e rea. Asta-i viața mea, mie-mi place așa. Voi cânta mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. Asta-i viața mea, mie-mi place așa. Voi cânta mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. Hei, șa, 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 ha, 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 ha. Am o mândră tinerică, s-o iubesc, mi-e frică. Am o mândră tinerică, s-o iubesc, mi-e frică. Of, seara când ne întâlnim, greu ne despărțim.
seara când ne gândim, greu ne despărțim. O fi inimioară, iar vrei să te doară, că ai mai suferit tot pentru iubit. O fi inimioară, iar vrei să te doară, că ai mai suferit tot pentru iubit. Care o am acum, o iubesc cu luna. Mândra care o am acum, o iubesc cu luna. Of, cam o mândră frumoasă, dar e și păloasă. Dar și voi nicel ca mine nu găsești pe lume. Of, inimioară, iar vrei să te doară, că ai mai suferit tot pentru iubit. Of, inimioară, iar vrei să te doară, că ai mai suferit tot pentru iubit. Dacă nu trăiesc acum, când să mai trăiesc, măi? Dacă nu iubesc acum, când să mai iubesc, măi? Seara când ne întâlnim, greu ne despărțim. Seara când ne întâlnim, greu ne despărțim. Of, inimioară, iar vrei să te doară, că ai mai suferit tot pentru iubit. Of, inimioară, iar vrei să te doară, că ai mai suferit tot pentru iubit. Mulțumesc, Cristi, și să spunem alo, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara, doamnă! Dorim să vă felicităm pentru programul frumos care l-ați prezentat în seara asta. Mulțumim! Totodată să ne felicităm micuța noastră nepoțică, Claudisa Popa, și dorim mult succes pe scenile dumneavoastră! Mulțumesc dacă... frumos! Aveți o nepoțică talentată! Aveți o nepoțică... din partea bunicilor, Pănel și Maria. Vă mulțumim, doamnă. Și aveți o nepoțică talentată, după cum spuneam, care cu siguranță cândva o vom numi un mare nume a muzicii populare românești. Să ne ajute Dumnezeu. Mulțumește și tu în direct, mulțumesc. Claudia. Este mai emotivă, probabil că este prima oară care ia contact cu camerele de filmat, așa este, Claudia? Da. Da? Și cu siguranță ne promiți și promiți și bunicilor că tu vei mai reveni la noi în emisiune? Da. Alături de mătușa, sau sunteți rude, Dumitra? Da. Mătușa ei este doamna Dumitra Vlase. Și multă sănătate doamnei Dumitra Vlase și să treacă cu ușurință pentru problemele care le are cu situația familiară a băiatului. Vă mulțumim, doamna Dumitra, că ne lansați această nepoțica noastră. Felicitări la tot grupul dumneavoastră. Mulțumim, mulțumim, doamnă. Sănătate multă. O seară plăcută. Aș vrea să mai transmit un mesaj pentru doamna Dumitra Vlase din partea prietenei de la Pechea. Știe cine? Da. O știi, cu siguranță. Da. Și cred că în această clipă ea ne privește. Da. Dar, Dumitra, nu știu, ți-ai uitat cuvintele acasă? Doamnă, nu știu cine sunteți, am primit mesajul. Dumitra vă mulțumește pentru acest mesaj și aș vrea să mai transmit un mesaj de la o doamnă, Lenuța Iancu, de la Sfântul Mina, ne urmărește de fiecare dată și ne felicită pentru frumoasele emisiuni și cântecele pe care noi cu drag vi le dăruim. Și să spunem alo, bună seara! Bună seara! Bună seara, doamnă! Sau domnișoară. Bine v-am regăsit. Bine ați venit. Sunt mama lui Bogdan. Se pare că ați avut mână bună. Noi am mai vorbit și în vară. Ne-am întâlnit. Ne-am auzit. Da, 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 da. Atunci spuneați ce fac cu nepoțelul, atunci era mic, acum fugim unul după altul prin casă, că mergem în picioare. Așa e bine, nu? Da, și... vă mulțumesc că i-a dat curajul Bogdan și să nu uite niciodată că noi, părinții și toată familia, suntem alături de el, indiferent ce se va întâmpla. Vă mulțumesc mult! Și noi vă mulțumim, doamnă, că aveți un copil atât de talentat și înțelept. Da, da, da. Bine crescut!
Bine crescut, bine educat, ceea ce spune că cei 7 ani de acasă și-a acumulat foarte bine. Da, da, și mai este și meritul lui, că poți să-i dai orice educație în primii 7 ani, dacă nu se însușește și nu ia din jur tot ce este bun, nu mai contează. Și mult succes și lui Cristi, el fie că noi ne cunoaștem. Da, mulțumesc frumos, să rămână. Și doamnei Dumitra și mult curaj și pentru putere ca să treacă peste toate. Da, pentru copii facem orice, ne-am dat și viața dacă da. E cazul și să nu disperi, că Dumnezeu este deasupra noastră și ne veghează. Mulțumim, mulțumesc, o seară bună. Mulțumim și noi de telefon, doamnă, o seară plăcută. Dragii mei, după cum vorbeam, sunteți iubiți aici în Galați, pentru că suntem gălățeni și ar trebui să ne iubim, în primul rând, interpreții și soliștii dragi, pentru că aici noi ne creștem și ne desfășurăm activitatea și ne creștem copiii, mai ales Bogdan, care e un năzdrăvan acasă. Da. Să-mi trăiască și la toată lumea să trăiască. Să da, domnul. Și să spunem alo, bună seara. Alo. Alo, bună seara. Să rămâne, doamna Tomu, bună seara. Bună seara. Sunt soțul doamnei Dumitra. Încerc să vă prind. Și ne-ați prins. În sfârșit ne-ați prins. Nu v-am prins. În direct la telefon. Ați alergat foarte mult, nu? Da, da, da. Nu. Au intrat mulți înainte. N-am reușit. Și a fost linia ocupată. Da, da. Mereu ocupat, ocupat, ocupat. Da. Doamna Tonu, să rămână bună seara dumneavoastră și invitați-vă dumneavoastră. Bună seara. Bună seara, Vox TV. În primul rând, Vox TV, da. Eu pot să zic despre doamna Dumitra că aveți o soție foarte talentată. Doamna Vasilica, ca și soția, am și eu emoții, nu știu. Am văzut, tocmai de aceea am căutat să vi le elimin. Eu îi doresc să nu aibă, dar dacă sunt. Să sperăm că vor fi constructive și că Dumitra va merge de aici înainte pe drumul cântecului popular. Nu te-am uitat, ți-am cântat cântecul Necă din Cavadinești, da? Da, da, l-am auzit. Așa. Eu vă doresc, doamna Vasilica, mult succes în emisiunea asta noastră. Să dea domnul cu dumneavoastră alături și cu interpreții. Invitați pe măsură. Mulțumim. Și chiar nu știu ce să vă mai spun. Noi vă mulțumim de telefon și vă mulțumim că aveți o soție talentată. Da. Să fiți alături de ea, să o ajutați, pentru că... Sunt alături, o ajut, da. Cât pot. Muzica necesită foarte mult timp. Știu, da, o ajut. Mulțumim de telefon și o seară plăcută vă dorim. Să o așteptați cu mâncarea caldă pe masă, pentru că merită. Să nu slăbească. Da. Mulțumim de telefon, o seară bună. Sănătate. Dragii mei, vreau să o invit în continuare pe Dumitra Vlase cu două cântece frumoase, special pentru dumneavoastră și pentru cei care vă sărbătoriți în aceste zile.
să pleci la altă mândruță. Mulțumim, Dumitra. Dragii mei, timpul ne presează și mai au interpreții de cântat. Aș vrea să o invit pe Claudia să ne interpreteze cea de-a doua piesă pe care ea a pregătit-o în această seară. Thank you.
Mulțumim, Claudia. Te rog să vii și să iei loc. Felicitări. Este o muncă cam grea pentru o fetiță, dar tu ai avut răbdare să stai și să studiezi alături de cel care te-a învățat să cânti la orgă. Ți-ar place să cânti și la pian? Nu prea. Nu prea, nu? Nu. Oricum, noi îți dorim succes. În continuare, mulțumesc, dragii mei, vreau să spunem iarăși, alo, bună seara. Alo, bună seara. Bună seara. Sunt un fan fidel al emisiunii dumneavoastră. Mulțumim. Și am să dedic următoarele melodii care vor fi cântate de invitații dumneavoastră, special doamnei Pătrașcu Elena, care mâine face o frumoasă vârstă. La mulți ani. Domnului Zaharia Mihai și Zaharia Iga și verișoarelor mele, frățila Alina, corozel Betty și corozel Sofia. Cu multă, multă sănătate. Mulțumim de telefon, draga mea. În continuare, cele două cântece care urmează, cântate de Bogdan Vrânceanu, să fie pentru toți cei dragi sufletului tău și le urăm la mulți ani și multă sănătate. Cu mare drag, la mulți ani și din partea noastră. În casă la mine am un băiețel frumos, ține-l, Doamne, sănătos. Cea mai mare bucurie azi e în casă la mine, am un băiețel frumos, ține-l, Doamne, sănătos. Răsfață, mama credința-l învață. Să știe băiatul meu, măi, că-i darul lui Dumnezeu, măi. Tata băiatul răsfață, mama credința-l învață. Să fiu mândru tare, să ajute toți oamenii, chiar dacă ei răi vor fi. Și atunci când va fi mai mare, de el să fiu mândru tare, să ajute toți oamenii, chiar dacă ei răi vor fi. Să
cei mai fericiți, măi. Sunt, Doamne, ai lui bunici, măi. Și-au dorit-un nepoțel, măi. Și se bucură de el, măi. E o vorbă care spune, când vine nepotul în lume, respect și îl alinți mai mult ca ai lui părinți. E o vorbă care spune, când vine nepotul în lume, îl respect și îl alinți mai mult ca ai lui părinți. Mulțumim, Bogdan. Dragii mei, din păcate, nu mai avem timpul suficient pentru a interpreta și cealaltă piesă. Bogdan, ne cerem scuze, dar am avut multe telefoane și vreau să mai transmit felicitări din partea doamnei Geta de la cantina Spitalului Județean pentru Cristi. Tu o cunoști, Cristi, pe doamna Geta? Da, îi cunosc, îi cunosc pe toți. Felicitări pentru toți cei din platou. Felicitări, dragii mei, pentru faptul că ați fost în această seară alături de mine. Vreau să mai salut și eu pe doamna Ana de la Centrul Cultural și pe toți cei care ne urmăresc. Unei vecine de-a mele, Petruța Gorovei, îi doresc multă, multă sănătate și putere să treacă peste toate problemele ei de sănătate. Iar în continuare, dragii mei, vreau să vă interpretez și eu o piesă pentru a încheia așa în ritm muzical această seară frumoasă. Frunzuliță tipișă să trai li-li-li-li-li-da, mândruba de neam ales să trai li-li-li-li-li-da. Frunzuliță tipișă să trai li-li-li-li-li-da, mândruba de neam ales să trai li-li-li-li-li-da.
Eu vă mulțumesc că ați fost în această seară alături de noi și aș dori un ultim cuvânt să încheiem această emisiune. Nu uitați să iubiți folclorul și să fiți alături de toți interpreții de aici, din Galați și din toată țara. Dumitra? Mulțumesc și eu celor care m-au ajutat și celor dragi mie. Noi îți dorim mult succes și să vă lași emoțiile pe acasă când vii la noi, pentru că noi nu mâncăm oameni. Claudia? Vă doresc multă sănătate și mulțumesc pentru aprecieri. Cu plăcere. Și Bogdan? Mulțumim pentru invitație și vom mai veni de câte ori ne veți chema. Iar telespectatorilor, sănătate, pace, bucurii și să fie mereu alături de cei dragi cu pace și cu liniște. Mulțumim, dragii mei. Până vinerea următoare, Vasilica Tonu vă spune la revedere!